Balanța. Pe scurt, ca să fiu foarte clară, este roșu la semaforul de destin. Și mai sună și sirene de alarmă, cele mai multe indicând lipsa de orizont sau ceața care vi se poate pune brusc pe ochi, în așa fel încât să nu știți ce să faceți și cum să faceți. Și pe zona de dragoste și de carieră și de străinătate și de business sau. Da? Prin urmare, balanțele sunt foarte debusolate acum și au nevoie de o îndrumare, cât mai corectă, în așa fel încât să spune că au ieșit de pe axa de destin, cum ies apele din matcă și trebuie să readuse în albia corectă, unde destinul curge, spun eu, lin, și lucrurile sunt așezate.